Am să vă rog să ne spuneți care sunt principalele probleme cu care v-ați confruntat în spital în ceea ce privește nou-născuții. Cu ce probleme vin aceștia pe lume? În general, nașterea se petrece în condiții favorabile pentru mai mult de 90% dintre copii. Dar întotdeauna, indiferent de locul în care se nasc, indiferent de țara în care se nasc, toate statisticile arată că există un procent de aproximativ 10 copii care vor avea probleme la naștere, adică care vor face o tranziție dificilă la viața extrauterină. De cele mai multe ori, acest procent este dat de copii care se nasc înainte de termen. Și aici trebuie făcută, practic, o diferență, că nașterea prematură este cea care se produce înainte de 37 de săptămâni. Dar problemele sunt cu atât mai mari cu cât vârsta de gestație este mai mică. Adică dacă un copil se naște sub 32 de săptămâni, este clar că acel copil va fi în mare dificultate și că va fi internat în secția de terapie intensivă, că va urma, niște proceduri de terapie destul de neobișnuită și destul de sofisticată pentru cei care intră într-un spital. Ei sunt total dependenți, acești prematuri sub 32 de săptămâni sunt total dependenți de tehnologii de îngrijire și de prezența personalului medical. Se vorbește foarte mult de prematuri în ultimul timp, nu pentru că ar fi mai mulți prematuri în România, ci pentru că în ultimii 20 de ani tehnologiile pentru îngrijirea acestor prematuri s-au dezvoltat foarte mult, le-au pătruns și în România și atunci a crescut și numărul copiilor care supraviețuiesc și atunci ei au început să devină foarte cunoscuți. E foarte bine că se întâmplă așa ceva. În afară de acești copii prematuri, există categoria de nou-născuți la termen, care de fapt reprezintă surpriza și drama unor părinți care, deși și-au făcut toate lecțiile, au avut o sarcină normală, au născut la termen, ajung să aibă copii care au probleme. Este un procent foarte, foarte scăzut de nou-născuți la termen care ajung în terapie, dar de cele mai multe ori, mai ales în ultimul timp, aceștia ajung că au probleme respiratorii. Probleme respiratorii care sunt date de o mecanică respiratorie proastă. Acești copii sunt de obicei născuți prin cezariană la termen sau în apropierea termenului sau uneori chiar înaintea termenului, că asta nu se poate preciza întotdeauna cu mare precizie. Nu este ziua lor, da, de naștere și atunci organismul lor nu este pregătit. Plămânul lor este plin cu apă, are nevoie de, de ore, uneori zile pentru a evacua această apă din plămâni și asta le provoacă mari probleme și chiar insuficiență respiratorie. Unii dintre ei ajung și pe ventilator, ajung să facă complicații. În dialogul pe care l-ați avut mai devreme cu cititorii, am văzut că ați dat exemple de părinți care după ce au avut copii, au revenit în spital cu diverse proiecte prin care au încercat să rezolve acele aspecte care i-au făcut pe ei să se simtă mai puțin confortabil în momentul nașterii. Da, ne puteți da, 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 este foarte important și asta este un ajutor nesperat pe care l-avem din partea lor. Sunt mame și chiar și tați care au trecut prin experiența de a avea un copil în terapie intensivă. Uneori au avut o ședere foarte lungă în maternitate pentru că au avut copii cu vârstă de gestație foarte mică și au stat uneori chiar 2 sau chiar 3 luni. Și atunci relația pe care ei o dezvoltă cu alți părinți care sunt în aceeași situație este o relație care nu am întâlnit-o niciunde. Adică, indiferent de mediile sociale din care provin, de profesiile pe care le au un scop comun, da? Să ajungă la liman cu acești copii și atunci solidarizează între ei și
Această solidaritate trece chiar de spital, adică de durata spitalizării. Rămân în relație chiar și după ce pleacă, schimbă între ele sfaturi. Și ce a fost cel mai important este că au revenit pentru a ajuta alte mame care sunt în această situație și care au copii internați. Atunci au făcut niște fundații care sunt cele mai reale. Adică niște oameni care au trecut prin această experiență, este clar că vor fi niște fundații care vor fi 100% canalizate spre ajutor și fără profit, da? Care sprijină mamele. În primul rând le oferă un, suport psihologic, sfaturi. O mamă care a trecut prin aceeași experiență și are o experiență pozitivă la final, da? Va comunica foarte bine și va întări această dorință, adică și credința că vor ajunge la liman. Și plus că au venit cu proiecte, cum să vă spun, aparent mărunte, dar care fac până la urmă diferența. Sunt lucruri pe care noi nu le putem realiza, indiferent de bani, de buget, de proiecte, că ne scapă în lupta pe care o avem pentru supraviețuirea acestor copilași. Adică fac lucrurile colorate, frumoase, lucrurile de sentiment, de exemplu, tricotează botoșei și căciulițe pentru prematuri. Ați zice că e un fleac, nu se găsesc nicăieri. Botoșei și căciulițe de dimensiunea asta în magazine, da? Și cât ai avea, niciodată nu sunt suficiente, pentru că dacă le duci la spălătorie, se pierd în mașinile lor industriale și atunci niciodată nu sunt suficiente. Deci ele fac astea. Și le fac, cum să vă spun, din culori care să anime o terapie intensivă. Fac scutecele colorate, care și alea. Noi avem scutece albe, pentru că așa e mai simplu pentru noi când le ducem la spălătorie, dar niște scutece colorate nu ne-am putea permite. Sau fac cuiburi pentru prematuri. Da? Dacă avem nevoie, de exemplu, de, un cuib special sau de un scaunel special pentru un copil care stă foarte mult, da? Adică în câteva ore, dacă le suni, da? Printr-o rețea, nu știu, numai de ele știute. Ce alte astfel de probleme mai sunt? Ca să le și dăm cititorilor noștri câteva idei de probleme. Da. Deci sunt idei, mă rog, așteptăm idei și din partea lor, adică, dar așteptăm din partea, societății civile și chiar din partea media o implicare în proiectele acestea mărunte, pentru că nu putem influența nici legislația care, mă rog, e perfectă. Da? Deci nu cred că este vreo problemă care să țină de legislație. Nu putem influența bugetul, da? Pentru că indiferent ce am face, bugetul va fi același, da? Asta e țara, da? Dar putem influența, mă rog, această aplecare spre nevoile celorlalți, da? Avem o fundație, da? La spital, da? Putem implica oamenii să-și doneze acel 2% sau să facă mici donații, nu neapărat în bani. Adică, na, o mașină de spălat e întotdeauna utilă într-o maternitate, mai ales na, când ai obiectele astea mici care trebuie spălate, da? O mașină de spălat vase pentru biberoane, adică tot ce trebuie, echipamentele pentru alăptare, da? pentru mulți, niciodată nu sunt suficiente. Cât banii ai avea și ai investi în astea, ele sunt reutilizabile și adică sunt consumabile care sunt foarte perisabile, da? Da, pot să croșeteze, da? Deci, acum vreo 20 de ani am fost plecată într-un stagiu în Franța și era, cum să vă spun, ora magică, așa cum spun, le place mamelor să spună, atunci când, mă rog, examinam copiii și trebuia să-i îmbrac, da? Când deschideam dulapul, era foarte greu să aleg, da? Și am întrebat de unde vin hăinuțele alea, că erau hăinuțe de toate felurile, adică puteai să îmbraci un copil care avea un kilogram în haine de marinar sau un rochiță, mă rog, o fetiță, da? Toate cele hăinuțe erau donate de doamnele din oraș, da? Doamnele din oraș care aveau cluburi în care stăteau și croșetau aceste, sau, mă rog, cumpărau, sau donau chiar de la copilașii lor hăinuțele, da? Niciodată în hăinuțele nu sunt suficiente, adică vorbesc de hăinuțe, cămășuțe, botoșei, body,